Că avem sate și locuri de neuitat la noi în țară, știm deja cu toții, dar cine s-ar fi gândit că străinii s-ar putea îndrăgosti atât de mult de ele, încât să investească în dezvoltarea lor? Un grup de străini împreună cu oameni de afaceri români au pus la punct un proiect de investiții care vizează renașterea satului românesc prin dezvoltarea afacerilor în mediul rural. Se pot organiza și dezvolta mici asociații de agricultori, familiare sau prin asociere, mici centre de procesare a produselor care se produc în această zonă, legume, zarzavaturi, cereale, animale, lapte și derivatele din acestea. Cel mai nou proiect pe care acești investitori îl inițiază este o rețea de unități comerciale, de unde țăranul român își poate face cumpărăturile la prețuri foarte mici, va socializa, se va informa, va avea acces la internet, telefon și va putea să își valorifice calitatea de producător. Acest segment de mediu rural nu a fost penetrat până în momentul de față de nimeni. A fost văduvit de tot ce înseamnă investiții și iată că în sfârșit cineva s-a gândit și la satul românesc. La dezbaterea proiectului de astăzi au participat și primarii comunelor din Mehedinți, care cred că satele românești au nevoie de proiecte care să revigoreze mediul rural. Crește încrederea producătorului și cetățeanului din zona rurală și altfel știe omul că are un ajutor, are o ofertă și e bine pentru întreaga comunitate. Proiectul ar urma să aducă beneficii financiare pentru cei care vor să îi acorde o șansă. Rămâne de văzut cum vor reuși străinii să schimbe înfățișarea și mentalitatea satului românesc actual.